Salutare și bine te-am regăsit cu cea mai CES mașină de anul ăsta. Așa arată cel mai nou concept de la Peugeot, care se numește Inception. Și arată super futurist, are inclusiv tehnologie din spațiu la bord de la NASA. Azi de motor în jurul ei și să vă spunem tot ce știm și cam ce își dorește Peugeot să-ți planteze în minte pentru 2025 și mai încolo. Pentru că mașina aceasta, chiar dacă arată așa destul de colturoasă și destul de tăiată, ar trebui să fie foarte friendly și să inspire o nouă generație de automobile electrice, inclusiv autonome. Că până prin 2025-2030 ar cam trebui să le vedem și să se conducă singure, inclusiv în Europa. Dar până una alta, hai să ne uităm la această, cum să-i spunem noi, că mașină nu e, e navă spațială de 5 metri lungime. Este standardul deja pentru un sedan premium, chiar spre lux, cu niște linii foarte precise, cu o tăietură, să zicem așa, de un fel de Grand Tourer, dar în același timp poate să semene și cu un sedan, destul de coupé, foarte sportivă, plină de tehnologii. Cred că ai observat deja acolo pe ușă, avem afișaj care trebuie să-i atenționeze pe pietonii care trec pe lângă mașină cam ce se întâmplă. Ar fi fain să poți să treci ce vrei tu acolo. Mesaje de încurajare sau poate brandul companiei. Cine știe? Toată mașina este făcută din materiale compozite. Nu avem oglinzi și avem camere. Avem niște roți uriașe pe 22 de inci în această configurație, iar în față, piesa de rezistență, din punctul meu de vedere, și Radu este de acord, este un parbriz uriaș care începe de aici, de jos, și se duce până acolo undeva unde începe plafonul, după care se continuă cu încă o bucată de sticlă. Și dacă ți se pare ciudată culoarea asta, tenta asta a sticlei, asta e tehnologia spațială de care îți spuneam. Au folosit pentru protecția sticlei același tip de tratament pe care îl primesc vizoarele astronauților care merg în spațiu, cei de la NASA. De aceea și culoarea respectivă. Designul foarte curajos, dar și inteligent, pentru că parbrizul ăla atât de lung, combinat cu o priză de aer în bara din față, face ca mașina să fie super aerodinamică. Și ar trebui să fie, pentru că acolo în podea avem doar 100 de kWh de baterie. Avem platforma STLA de la grupul Stellantis, care deține Peugeot. Toată partea aia de jos este pachetul de baterii. Și pe platforma asta de mașini electrice se produc deja mai multe modele și vor veni din ce în ce mai multe. Grupul Stellantis a arătat aici inclusiv un Dodge Ram electric bazat pe cam aceeași tehnologie. Iată ce poți să faci cu un skateboard electric. Ți-am mai arătat de aici de la CES varianta acestea de transformare automobilelor în electrice sau a crea platforme peste care să poți să pui orice. Ăsta este un exemplu foarte bun. Însă Peugeot, care încearcă să fie partea premium, aproape spre un pic de lux accesibil a grupului, încearcă să ducă lucrurile mai departe. Dincolo de pachetul de baterii de 100 de kW, trebuie să oferă accelerație bună și putere. 500 de kW, asta înseamnă că ar trebui să aducă o accelerație de sub 3 secunde până la 100 de km la oră, cu o mașină care arată așa și este spațioasă. La 5 metri lungime, ai mai mult spațiu decât ai nevoie la interior pentru 4 pasageri care să se lăfăie, dar la nevoie poți să pui și 7, pentru că configurația interioară permite să faci o mulțime de lucruri dacă e în calcul că între roți, în podea, avem baterii și este, vă spuneam, ca de obicei, un skateboard electric. Ca design, îmi place foarte tare. Deși Peugeot insistă că este un design prietenos, mașina asta arată, să zicem așa, retrofuturistic, un pic agresivă și super precisă, super bine tăiată. Are aici ceva dintr-un Peugeot. Botul ăsta este foarte Peugeot. Mi se pare foarte interesant cum au dus stâlpul A un pic către exterior și în locul lui a apărut o bucată de sticlă. Cei de la interior vor avea o vedere excelentă, undeva la aproape 180 de grade sau chiar mai mult de jur împrejur. Șoferul, chiar dacă nu va conduce chiar atât de mult în acest concept, va avea control total. Iar uite, vezi camerele ascunse aici la baza stâlpului, foarte frumos integrate, vor da nu doar imagini de pe camerele care țin loc de oglinzi, dar vor ajuta și sistemul autonom. Îmi place foarte mult panoul ăla de ușă, super complex. Cu siguranță chestia asta nu va ajunge pe piață. Îmi place țesătura și forma asta destul de dură. Mașina asta nu are chestii rotunde pe ea. Aproape nimic nu este rotunjit. Până și chestia asta care îți arată musculoasă, până și pe asta au pus muchi. Super tăiată, super precisă. Mi-aduce aminte un pic și de conceptele de la Mercedes, cum era acel Vision cu EQXX, care este undeva acolo peste drum,
spatele acestea trebuie să ducă către înapoi și să cumva să ajute curenții să se așeze corespunzător astfel încât să nu creeze prea multă rezistență aerodinamică. Sunt tare curios dacă acele capace de pe jante vor sta în poziția asta în mers, ca la Rolls-Royce. Sincer, nu cred că pe varianta de serie o să ai display-uri pe etrier. Și pentru că, evident, unul din cuvintele cheie de anul ăsta este AI, toată chestia se numește Peugeot AI Cockpit. Volan cu afișaj pe volan. Cât de tare asta! Uite cum arată afișajul din tetieră. Spectacol! Și arată odată din 2028 pe el, oare o fi un semn? Când vine vorba de condus autonom, știm că mașina se trebuie să transforme în sufragerii. Și asta au încercat să creeze. Nu? Design franțuzesc, Arkan trebuie să recunoaștem aici elementele lor ușor de recunoscut. Uite, despre exemplu, la ce vede șoferul acolo. Are în față o chestie care are un nume foarte ciudat, nu o să-l reproduc, care ține loc de volan, care trebuie să se retragă. Iar deasupra volanului este un ecran 360 pe care îți apare informații legate de condus și infotainment. Mai are încă un ecran în dreapta și ecrane și pentru cei din spate. Ecrane peste tot, ecrane și pe ușă, iar interiorul ar trebui să fie așadar, vă spuneam, confortabil atunci când merge în mod autonom să se retragă și pedalierul și acel presupus volan și să ai în fața ta o experiență de entertainment multimedia în timp ce te relaxezi și mașina te conduce pe tine către destinație. E frumoasă? Vă place? Dați cu like dacă vă place. Dați cu share dacă credeți că ar trebui să vadă și prietenii voștri. Și un subscribe dacă n-ați făcut-o deja și mai ales le mulțumim membrilor noștri care ne susțin în fiecare lună. Acesta este Peugeot Inception, concept gândit pentru autonomie, dar și lux. Pentru 2025 și mai încolo.